deasupra pompei de înaltă, în partea stângă a motorului în față. Avem seria de motor și cât seria tipul motorului. Respectiv aici D20 66 LFA41. Avem un MAN 26440 tip TGS. Camionul are kitul de accesorii și cureaua de accesorii schimbat. Dimineața când era frig sau dacă stătea câteva ore, câteva minute după ce pornea motorul, avea un șuierat de role. I-am schimbat kitul de accesorii, iar acum după câteva mii de kilometri a venit că i-a scăzut antigelul. Aici sub pompa de apă avem o mică pierdere de antigel. Pierderea de antigel este la presetupa pompei de apă. Antigelul se scurge în jos pe această tubulatură de racordul de aluminiu și o ia în jos pe furtun. De aici se scurge jos. Adică tot timpul în partea dreaptă sub radiator găsește antigel și era că are un furtun în țăpată. În partea stângă jos a radiatorului avem ștuțul de golire al acestuia. Are un dop cu nimbus de 10 și un ștuț la care se racordează un furtun ca să recuperăm antigelul. Ca să curgă mai tare, va trebui să desfac bușonul de la vasul de expansiune. Înainte de a demonta cureaua de accesorii, vom slăbi aceste 3 șuruburi folosind o inelară de 13 șuruburi de la folie, pentru că noua pompă vine fără foliele. Folosind o tubulară de 15, vom acționa asupra întinzătorului, apăsăm el în jos, se slăbește cureaua și luăm cureaua de pe pompa de apă, care e cea mai accesibilă. Eliberăm întinzătorul. Întinzătorul nu are niciun dispozitiv de blocat pe el. Acum, cu ajutorul unei tubulare de 13, vom demonta toate aceste șuruburi, după care vom deplasa pompa de apă de pe bloc. După ce am terminat de demontat toate șuruburile, pompa se va desprinde foarte ușor de pe suprafața sa de sprijin. Acolo e corpul blocului, unde trage apa. Aici avea pierderea de antigel.
pompa de apă cea nouă, de heavy, a venit cu garnitură de montaj între corpul pompei și bloc. Era am montat pompa de apă, am dat cu puțin mastic Victor Rinz pe garnitură ca să stea lipită pe corpul pompei, ca în momentul când o pun pompa pe blocul motor să nu-mi cadă garnitura și să stea centrată. Punem șuruburile, le strângem și apoi punem folia. După ce am strâns toate șuruburile pompei de apă pe motor, vom verifica rotind folia pompei de apă, ca nu cumva paleții să frece sau să atingă în corpul motorului. Asta înseamnă că nu s-a centrat bine pompa. Aici nu aveam această problemă. Între paleți și motor rămâne o distanță așa foarte mică, de 1-2 mm. Am montat folia pe corpul pompei de apă, iar după ce vom monta cu curaua, vom verifica și vom strânge final șuruburile foliei. Folia de jos face este în capul pompei de înaltă și face transmiterea mișcării direct din distribuția mașinii. Aici avem alternatorul. Acolo avem rola întinzătoare, o rolă de întoarcere, pompa de apă în partea cealaltă și cu compresorul de aceu și altă rolă de întoarcere undeva sub pompa de apă. Curaua e destul de ușor de montat. Necesită doar un minim de scule, o combinată sau tubulară de 15. După ce am remontat curaua, vom închide bușonul de la radiator folosind un imbus de 10, însă nu-l vom strânge foarte tare pentru că este plastic pe plastic și riscăm să rupem bușonul. Vom completa cu antigel, vom urmări să nu există pierderi de antigel și vom porni motorul.